Iubitule! Ce mai faci? Bine, bine. Te căutam fiindcă suntem căsătoriți și nici nu m-ai sărutat și... Da, însă eu am atâta de lucru acum de nici nu-mi văd capul. Da, 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 am înțeles. Însă nu uita că ai și o familie și o soție de care trebuie să te îngrijești. Da, 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 știu. Ai un pic de răbdare, că o să am grijă și de soția mea, da? Răbdare, un pic, da? Nu, nu, nu. Nu vreau să mănânc ciocolată. Nu vreau să mănânc ciocolată. Sunt o femeie puternică, am o voință de fier. Nu vreau să mănânc ciocolată. Unde e ciocolata? Nu mai suport, mereu la fel. Nini, mă lasă singură și cine are grijă de ceilalți? Iartă-mă, iartă-mă. Nu vreau să te deranjez. A, nu, serios. Nu. Stai, de ce nu te întinzi un pic? Nu? A, nu, 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 te deranjez. Trebuie să plec. Dar... ce mai rol am și eu. Nu pot să mă ridic. Păi vezi, de ce nu? Ca să fii sigur, mai bine stai aici. Nu-s probleme, nu e nevoie să pleci. Ba, o nevoie ar fi, chiar e. Am nevoie la baie. Asta era, vin și eu. Te ajut să mergi, desigur, te ajut. Vrei să vin cu tine? Ascultă, ascultă, Nini doarme aici noaptea asta? Nu, Nini doarme azi la ambasadă. Păcat. Te ajut să te ridici? Nu, vreau să văd dacă pot singur. Scuze, bine, bine. Mulțumesc. Cu plăcere, dacă ai nevoie, strigi. Vicky, da. Pe culoar la dreapta. Bine. Noroc. Nu pot să cred, mereu face la fel, mereu mă lasă singură. Deși, sincer, cu un frumos ca el, mi-ar plăcea. Scumpete. Horacio! Horacio! Vreți ceva? Da, pe Horacio, cheamă-l, te rog, Guadalupe. Horacio. Da, vin, poți pleca, Lupe, am venit. Am nevoie de ajutorul tău, Horacio, sunt disperat. Ce s-a întâmplat, dumneavoastră? Nu puteți dormi? Nu, orice aș încerca, nu pot să mă abțin, nu văd în fața mea decât ciocolată. Nu mă roi ca să adorm și loc de oi văd ciocolată, Horacio, ajută-mă cumva. Te rog. Da, da, vă ajut, dar cum să vă ajut? Vreți să urcați să jucăm tabinet, macao? Vreți să fac un ceai calmant? Fac tot ce-mi cereți, domnișoară. Ai putea să-mi spui dacă poți să dormi cu mine? Să dorm? Da. Cu tremurător. Tu trebuie să o faci să te iubească pe fata asta. O cheamă Nini. Trebuie să o faci să se îndrăgostească de tine. Trebuie să o faci să te creadă bărbatul ideal. Dumneavoastră fiți liniștit că fata asta îmi va cădea la picioare. Cât ai zice pește. Da, intră. Se poate, șeful, am venit. Sunt gata să vă ascult. Of, Nico, bine. Ce s-a întâmplat? Haide, povestiți. Bine, ideea e asta. Te-am chemat aici fiindcă... Da. Cred că am făcut o greșeală. A, bun, da, să eu fac tot timpul. Stați fără grijă. Nu vă scuzați, o să treacă. Da, sigur, da, da. Numai că în cazul ăsta este o mare prostie. Sigur, fiindcă de câte ori, după părerea mea, când faci o prostie, simți că e una enormă. Deși dacă nu-mi explicați detaliat ce ați făcut, eu nu pot să vă ajut deloc. Bine, da, da, stai, și mi se foarte greu. Spun, stai. Bine. Ideea e asta. Eu aveam... Ascult. Tu știi că... Haideți, vă rog. Nu. Nu. Nu, nu pot să-ți spun. De ce? Nu, pentru că, nu, aș vrea să o rezolv eu singur. Dar de ce nu dori sfatul meu? Bine, nu te încarc pe tine cu asta, da? Nu e așa de grav, da, eu am să pot să o rezolv. Bine, asta e important, să credeți că puteți să o rezolvați. Dacă știți că se poate rezolva, e perfect. Te-am făcut să vii până aici degeaba. Nu, stați liniștit, vă ador. Ador să vă văd pentru că muncind cu dumneavoastră mereu pot învăța ceva. Și eu la fel, simt că m-am liniștit. Mă simt pur și simplu mai bine acum. Bine. Bun, și acum, ca să schimbăm tema, tu trebuia să ieși cu o tipă, cu o fată, ce era important? Da, da, după mine, eu cred, oricare femeie importantă. Da, sigur, iar unele sunt mai importante decât altele. Ce vreți să spuneți? Nu, nimic, mergem? Da. S-a făcut cam târziu. Da, șef. Șeful, vreau să vă spun că mă bucur de fapt că nu e vorba de ceva grav de tot. Da, bine, mulțumesc că ai venit aici. Mergem, îmbrățișare? Da, sigur. Bun, noapte bună, somnușor, șefu! E
timpul să dați totul pentru dans într-un nou sezon din serialul vostru favorit, Totul pentru dans. E sezonul al doilea, cu noi pași de dans senzaționali, hohote de râs, pot să fiu o prințesă, prima iubire, Minty, și o prietenie de aur. Întotdeauna am să fiu chiar lângă tine. Am aventură! Nu ratați noul sezon din Totul pentru dans. În premieră sâmbătă la 8:30, numai la Disney Channel. Pregătiți-vă pentru noul sezon cu magicienii din Waverly Place. Familia Russo se întoarce după o evadare dramatică. Salut! Ce bine e acasă! Dar lumea magicienilor e încă periculoasă. Nu pot contacta niciun alt magician. Probabil că guvernul i-a capturat pe toți. Situația impune măsuri drastice. Guvernul a comis un abuz și a trimis după gratii toți magicienii. Alex? Nu ratați noul sezon cu magicienii din Waverly Place. În fiecare weekend de la 8:05 la Disney Channel. E ceva ciudat cu calendarul vostru. Aveți o zi în plus, adică mai multe sfaturi cosmetice. Ți-am adus un castravete pentru ochi. Au! Mai multe voci pițigăiate. Hei, vocea ta sună ciudat. Foarte, foarte mari. Explozii. Și mai multe jambiere. Ziua în plus. Miercuri de la 11 la Disney Channel. Nini? Bună ziua. Bună ziua. Sunteți mai bine? De ce? Ce, s-a apucat Nicola să bârfească? Nu, nu am vorbit cu el. A, bine. Eu ieri am vrut să vorbesc cu el, că nu mă simțeam prea bine, dar acum sunt ca nou. A, eu nu, o coincidență, am întrebat doar așa, ca să, dacă lucrurile merg bine. Se poate, da? Păi dacă totul e bine... A, știu, pot să vă întreb ceva? Da, sigur, orice. Credeți într-o a doua șansă? Da. Da. Perfect. Fiindcă mă gândeam eu... Despre Victor. Da, Victor, da. Ce e cu Bun. Victor? Victor m-a rugat dacă dumneavoastră n-ați putea să-i dați de lucru. Tu îți bagi joc de mine, Nini? Tu ești din nou cu Victor? Cum? Nu, jur că nu, cum așa, cum, nu, el a venit să-și ceară scuze și când își cerea iertare mi-a spus că își dorește să fie un om mai bun, mai bun. Iar tu l-ai crezut, tu chiar crezi orice? Nu știu ce aș putea crede, cred că oricine merită o a doua șansă, toți. Victor nu mai poate lucra aici. Vă rog. Nu, nu se poate, eu nu pot lucra cu cineva despre care știu că m-ar trăda într-o clipă, Nini, te rog frumos, nici nu trebuia să întrebi. Da, știu, nu, dar e o slujbă neimportantă. Nu i-am putea să-i dăm o șansă să devine mai bun cuiva care și vrea și mi-am zis de ce să n-o facem? E ceva care nu vă deranjează, nici nu-l vedeți, ceva acolo, orice, ce o să fie, vă rog, ceva, să facă ce-o fie acolo, vă rog. Vă rog. Bine, în regulă, o să văd. Am să mă încred în tine. Mulțumesc. Uite, știi, și... În ce arie să lucreze? A, știu! O să-mi vină mie ceva. Am eu ceva în cap. A, iubițelul meu drag, ai venit! Da... Da, sigur, iubițico. Doamne, ce oribil, vă rog. Palacios, ce faci? Nu ți-am cerut să mă îmbrățișezi. Nu, așa e, gata. Eu, sincer, eram cu ochii în altă parte, mă gândeam la altceva, departe de dumneavoastră, incapabil să vă ating. Doar când mă gândesc, mă trec fiorii. Da. Bine, gata. De fapt și de drept, dumneavoastră m-ați îmbrățișat. Lasă, nu contează, Horacio. Noaptea asta n-a existat, nu s-a întâmplat nimic, gata, nu. Perfect, stați liniștită, mi-am șters-o. Bravo, de foarte bine, așa să faci. Da. Eu ar că am trebuit să cobor să-mi încep treaba. Dumneavoastră, cum vă simțiți în dimineața asta? Mă simt bine, Horacio, mă simt bine. Și tu cu nivelul de stres, cum stați?
Bine, n-am să necă, aș mânca o ciocolățică, un pic, una mică. Nu, no, nu, no, nu, no, nu, doamnă, no. Spuneți nu no. Vigiului, puteți asta. Pot. Pot să zic nu. Foarte bine. Nu. Ați depășit prima noapte de abstinență, cea mai grea. Eu, în schimb, am avut coșmaruri toată noaptea cu avioane care se ciucneau mereu. Bun, 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 bun. Trebuie să iau măsuri, să-mi canalizez energia către altceva decât mâncare. Ar trebui să mă gândesc la... Oh, ce ziceți un ce pic de gimnastică? Da, da, un pic de gimnastică, asta e. Ba mai mult, Horacio, acum te vezi ca personal trainer. Perfect. Asta era. Și acum da. Ce? Cere micul dejun la pat sau coborâm? Fetelor, fetelor, l-ați văzut pe Horacio? Nu, nu l-am văzut. Dar pot să spun că nu a dormit în camera lui, nu? Ce? Și-a petrecut noaptea cu domnișoara Selina. Cu domnișoara Selina? Nu, 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 așa, asta nu se poate. E cel mai stupid lucru pe care l-am auzit. Stupid nu e, iar de putut se poate. Nu. Femeie, bărbat, soția ambasadorului, nu doarme cu ambasadorul? Nu, deloc. A susținut-o moral, că așa îi cere noua slujbă de lingușitor profesionist. Știți ceva? Mi s-a făcut tare dor de corbul nostru. Mi-e dor de vocea lui puternică, de ochii pătrunzători, de mânușile albii. Ei, ei, stai, Adelfa, stai așa, ce ai păzit? Ai luat-o razna? Nu, Adelfita, ce ai? Unde ar fi? A, uite-le, erau aici. Da. A, bun, scuzați-ne că v-am întrerupt, fetelor, dar trebuie să luăm casetofonul. Ia stai un pic, ăsta e al meu, da? Da, știu, dar ți-l înapoiez imediat. Și-am putea să știm la ce vă trebuie casetofonul? Vrem să dansăm în stradă și să cerem nu, bani. Să ne distrăm, da, să, da, ne, da, distrăm, da, să ne distrăm. Da, da, și mergem în parc. În geanta aia ce ai? Avem jocurile, jocurile pe care le vom juca. Și gata, da, pa. Hai, repede. Dar tu nu înțelegi, mirosea cămașa altui bărbat, ținea cămașa așa pe față și precis se gândea la el, se gândea, se nu, gândea. Nu, 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 se poate, era vreo cămașă de-a ta, uitată pe acolo și... Dar eu nu-mi las hainele în casa lui Iubi, nu înțelegi? Mi-am uitat odată o cravată acolo, nimic mai mult. Nu e cămașa mea, este a altuia. Nu știu, nu știu, nu știu, nu pot să spun decât că eu cred că greșești. Și regret că nu sunt un pic mai calm ca să pot fi de ajutor. Bine, bine, bine. Regret, regret, sincer, nu, 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 stai liniștit, gata, gata. Asta e. Tu? Ai luat o decizie cu actorașul? Da, 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 merg înainte cu ce mi-ai zis. Sau ți-ai schimbat părerea? A, nu, nu, nu. Era cât pe ce să-i spun lui Nicolas, dar m-am răzgândit. Nu, 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 asta nu. În niciun caz chestia asta nu trebuie să umble de colo-colo. Săracu, i-a făcut vânt unei fete ca să mă ajute pe mine și eu nu i-am zis nimic. Ce? Asta e, asta e. Era Vicky, fata cu care trebuia să iasă, no, era Vicky, no. Eram împreună, el a venit aici pentru tine, iar Vicky a rămas acasă, îi mirosea cămașa. Tu nu vrei să el. Înțelegi că între ei nu mai este nimic? Nu, îți spun eu că sunt din nou împreună, ăștia doi sunt nu, din nou împreună. Spui? Ești nebun, paranoic, bați câmpii. Scuzați, se poate? Da, 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 intră, Francisco. A, Francisco, bună, eu vă las singur. Bună. Nu trebuie să fie așa. Oh, Vicky. Ascultă-mă puțin, nu poți intra aici așa. Dacă te vede careva, ce o să zică? Ce le spui? Ce să le zic? Că am venit să semnez contractul. Doar să-mi nou grădina la ambasade. Bine, sunt grădinar, da. Și erou, da? Fiindcă lucrurile cu fata asta merg bine, bine de tot. Ce-a spus? Spune-mi. A, nu, nimic, e foarte rezervată, rezervată, dar o voi cuceri repede. Știți, merge bine, merge bine, e totul bine. Bine, bine, e regulă, să mergem înainte cu asta. Acum îi spun secretarii să-ți aranjeze contractul și continuăm. Și, domnule, m-am gândit la o scenă. Eu îți spun pasul următor. Vei deveni un expert în botanică. Tocește asta. Ce-i asta? Pe aici, pe aici, pe aici, pe aici, pe aici. Bine, dar ce-i cu tot misterul ăsta? Da. Așa, și ce veste trebuia să-mi dai? Una foarte bună, da? Am vorbit cu ambasadorul și l-am convins să vă mai dea o șansă. Serios? Da. Nini, vorbești serios? Mă primește înapoi? Da, vă da o șansă pentru ca dumneavoastră să arătați că doriți. Mulțumesc mult, serios, mulțumesc din suflet. Îți jur că nu, ai să regreți că ai pus o vorbă bună pentru mine la ambasador, îți jur. Și eu sper, fiindcă eu am pus garanție pentru noua slujbă, așa că... Ai garantat, ai pus garanție pentru mine, ai garantat pentru mine. Așa, și ți-a spus ce post îmi va da, ce departament? Da. Ce? Crățeni. La... Cel de... Bun, vă va da postul de la departamentul curățenii. Acestea sunt instrumentele de lucru ca să începeți de jos și să demonstrați că aveți chef de muncă și că sunteți foarte, foarte modest. Ceva de zis? Nu, e ceea ce... Nu e ceea ce credeam, ca să fiu sincer. Așteptam altceva, dar dacă tu crezi că așa voi putea să-mi spăl păcatele, mă las pe mâna ta. Să mergem. Trandafirul este un arbust, un arbust uneori cu spini, care, a cărui floare, trandafirul e are un caliciu di, 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 un se, caliciu di, dia, di, un dia, caliciu dis, dis, b,
dialisepal. Dialisepal, care are o corolă diapeta. Dialisepal. Cum să nu ții minte? Ai învățat Hamlet, Otelo și nu ții minte cuvântul ăsta? Da, domnule, dumneavoastră îmi cere să învăț flori. Nu mai e bine eu duc un buchet de flori? Nu, Francisco, să nu-ți treacă prin cap să rupi o floare în prezența ei. E o fată foarte simplă, nu-i plac lucrurile pretențioase sau cadourile scumpe. Înțeleg, atunci o invit la teatru, mergem la teatru, da? Nu, nici asta. Uite, ceea ce ar plăcea ei e să se plimbe prin iarba udă, să privească stelele, să simtă briza pe chip. Asta îi place lui Nini. Ea e simplă, firească. Dar înțeleg că Nini înseamnă mult pentru dumneavoastră. We are going to realize an interview about what's love for Latins. Come on. Perfect, vorbește clar, cu calm. Yeah. Clar. Băieți, scuzați-mă, realizez un interview pentru lucrarea mea despre iubirea la latin. Vă pot răni un minut? Răpi. Vă pot răpi un minut? Ce este iubirea pentru tine? O întrebare pentru lucrarea despre iubire. Ce e cel mai important ca un cuplu să reziste? Și tu ce vezi mai întâi când te uiți la sex opus? De la 1 la 10 cât dai când alegi băiat aspecte fizice? Aspectul fizic? Ai simțit vreodată că mor de dor? Mulțumesc mult! Perfect! Adevărul e că ești foarte tare. Când începi, nu te mai oprește nimic. Iar când lumea vede că ești implicată, se deschide spre tine mai mult. Da, eu nu cred. Pe mulți nu i-am crezut, fiindcă răspundeau, dar nu știau sau le era jenă, frică. Dar tu ai îndrăznit să răspunzi la întrebări? Dar adevărul? Nu, eu prefer să-ți fiu asistent. Mie acum nu-mi convine să vorbesc despre dragoste. Oare de ce nu? Adevărul e că am aflat multe chestii de aici. Da. Pe mine m-a mișcat mult. Hei, Juan! Ce mai faci? Bine, și tu? Bine, tocmai am început niște interviuri despre iubirea la latin. Poți să-mi răspunzi la niște întrebări? Da, la ce întrebări trebuie să răspund? Un moment. Ține un pic. Alo? 210? Ce este iubirea pentru tine? Iubirea este cel mai democratic sentiment din lume. O poate simți un om înalt, unul scund, unul gras, unul slab, cel bogat, cel sărac. Și când rămâi fără iubire, e ca și când ți-ar dispărea inima. Chiar crezi asta? O știu dintr-o carte. Glumeam și eu. E ceva ce am gândit eu. Bravo, bine, Juan. De ce nu pleci tu? Că noi muncim aici de adevăratele. Nu. Dar și eu am spus adevărul. Adevărul e că ai răspuns cu niște texte prea ca la carte, știi, niște panseuri. Da, da, și da, că democratic, de... pentru de toți. Băieți, incredibil. Nu, a fost foarte bine. Mie mi-a plăcut. Și în plus îmi plac cei care au idei. Păi haide, mai întreabă, tu spune că eu răspund la tot. Nu știam că ești așa amuzant. Nici nu știam că cu asemenea întrebări. Hai să mergem noi mai încolo să răspundem cum trebuie. Ce amuzant e, Juan, o să mor de râs. Nostim, ești foarte amuzant. Ce te uiți la mine? De ce mă uit eu? De ce te uiți tu la mine? Crezi că îmi place Andy? Ce ai nebunit? Cum adică am un nebunit? Tu ești cam fraier, să știi, fraiere! Ce-ai zis? Un fraier! Hei, stai, ia stai, vino cu a!